Autoritățile au cerut sprijinul preoților pentru a-i convinge pe credincioși să se vaccineze împotriva COVID-19. Biserica Ortodoxă Română nu s-a angajat într-o campanie de susținere a vaccinării, așa cum a declarat ministrul Sănătății, ci vor informa populația despre imunizare, însă nu vor influența. Vaccinarea este voluntară. Preoții vor aduce argumente pro și contra vaccinare, însă aceștia vor rămâne neutri și nu vor îndemna credincioșii spre imunizare. Biserica Ortodoxă Română, ca și celelalte culte din România, se implică la nivelul informării credincioșilor cu privire la vaccinarea anti-COVID-19. Bineînțeles, credincioșii sunt îndemnați pentru a se cunoaște ceea ce conțin aceste seruri și aceste vaccinuri în ceea ce privește efectul lor, în ceea ce privește protecția împotriva COVID-19, este bine să informăm și să-i ghidăm către site-urile de specialitate și medicii de familie, medicii epidemiologi, cei care sunt în măsură să confirme sau să infirme anumite temeri ale credincioșilor. Vom informa pe credincioșii noștri, le vom spune, vom îndemna să meargă la centrele de vaccinare, dar bineînțeles, în același timp, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru, puterea de a alege între a face sau a nu face un lucru, și noi ne vom opri doar la acest aspect al informării credincioșilor și alegerea le rămâne dânșilor dacă doresc sau nu doresc să se vaccineze cu unul dintre vaccinurile care există acum pe piață împotriva acestui virus nou SARS-CoV-2. Preoții mehedințeni dau încă o dată dovadă de grijă față de semenii săi. Aceștia vor fi sinceri și nu vor influența greșit cetățenii, din contră. De asemenea, cei care au o nelămurire cum ar putea să se înscrie pentru imunizare sau unde pot apela oricând la clerici.